Jolie, nepoata adormită într un domnul Doina Cornea, are un mesaj. Mulțumesc că ați venit astăzi pentru omagiul adresat Doinei și mamei, care este și ea aici cu noi. Acest omagiu nu merită mai ales pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut în viața ei, pentru lupta comună pe care au condus-o Doina, Tintin și mama. Pentru noi, ca nepoți și copii, a fost câteodată o povară această luptă pe care a trebuit să o acceptăm. O parte din bunica noastră nu ne mai aparținea. Îmi aduc aminte de zilele în care mergeam cu ea duminică la liturghie. În acea vreme se făcea în Piața Unirii și de fiecare dată oamenii ne opreau ca să stea de vorbă cu Doina, să o încurajeze sau câteodată chiar să o înjură. Întotdeauna Doina se oprea și discuta fiecare, mai ales cei care nu erau de acord. Asta a fost o lecție. Dar când stăteam cu ea, ca și nepot și nepoată, era o șansă, pentru că puteam să mă ridic spre o ființă mai bună. Când eram mai mic, am fost fiecare dintre nepoți la bunica acasă pentru a învăța să iubim această țară și poporul român. Toma, fratele meu gemen, a fost cu ea odată la munte, în Țara Moților. Acolo curge un pârâu lângă cabană. Așa că a luat un băț, o soară și a plecat la pescuit. După un timp și-a dat seama Doina de absența lui Toma și a plecat după el, l-a găsit și, bineînțeles, l-a certat. A încheiat zicând că îngerul lui plângea de fiecare dată când făcea o prostie. Toma a întrebat ce este un îngeraș și cine este. Atunci Doina i-a explicat ce sunt îngeri și l-a învățat să se roage la el. Toma a schimbat un pic rugăciunea pentru Doina. Doina, Doina, tu ce mi s-a dat de Dumnezeu, în inima mea peste tot mă însoțești. Eram mic și m-ai făcut mai mare. Eram slab și m-ai făcut mai tare. De rele m-ai ferit și spre bine m-ai îndreptat. Am vrea să medităm împreună asupra trei precepte fundamentale pe care ni le-a transmis Doina. Viața simplă. Să nu acorzi importanță bunurilor materiale. Caută spiritul înainte de toate. Respectul și iubirea pentru oricare formă de viață. Sfințenia existenței pe pământ constă în prețuirea pământului și al creaturilor Domnului. Esența unei furnici este la fel de însemnată ca cea unui intelectual. Lupta pentru pace interioară. Fii sever cu greșelile și excesurile tale, dar fii blând și indulgent cu cele ale semenelor tăi. Așa vei cunoaște fericirea armoniei. Dragă bunică, să te odihnești în pace, lângă mama și lângă Dumnezeu. Din partea nepoților. Încheie acest mesaj emoționant fiul Leontin. Mulțumesc. Îmi pare, Julie ne-a făcut să plângem acum pentru că mama totuși nu a murit, a înviat. Aș vrea să schimb un pic mental, să îmi permiteți să vă spun o mică anecdotă. Mamei mele, când îi plăcea foarte mult să termineam împreună, până în ultimele zile când mai puteam vorbi cu ea, când era tristă, ca să o înveselim, îi spuneam
Lasă, mamă, că tu ești Sfânta Doina lui Fleșeriu. Dar noi aveam măsura lucrurilor, știam amândoi că este o glumă și am luat-o ca și o glumă. Iar când mi-a spus părintele de dorința lui, am spus că eu nu mă asociez cu, nu pot să-l opresc, dar nu mă asociez cu demersul lui. Mama nu a fost o sfântă. Mama a fost un om, rămâne un om, a fost un om poate curajos, deși ea zicea că este fricoasă, dar a fost un om. Și bun, acum aș fi dorit astăzi să vă spun, să-i spun din mama atâtea lucruri, încât nu știu dacă aș fi putut să le spun. Și v-aș fi ținut și v-aș fi plictisit. Dar pentru că sunt așa de multe și pentru că i le-am spus toate, într-o noapte de mai, cât? Ținându-mi în mână, i-am citit un Tatăl nostru și am iertat-o de tot ce a greșit și i-am mai iertat de tot ce mi-a greșit în viață. Deci acesta a fost ceea ce ne-am spus între noi. Și de aceea, acum, doresc totuși să vă spun mai bine gândul ei după ziua de ieri. Ieri, în aula Iuliu Hosu, a Catedralei Mărturisitorilor și Martirilor, mama a fost fericită și a adus aminte de adolescența ei, atunci când bisericile ortodoxe și cea greco-catolică unită cu Roma erau numite biserici naționale, cele două biserici naționale ale poporului român. Și în anul centenarului fiind, și-a adus aminte de ce spunea cardinalul Iuliu Hosu. Noi, biserica noastră, a purtat lupta dreaptă împreună cu biserica ortodoxă pentru unirea neamului, a Ardealului cu țara mamă, veacuri de-a rândul împreună, în bine și în rău. Îmbrățișați am fost fericiți și în apoteoza luptei biruitoare, în 1 decembrie 1918, la proclamarea unirii Ardealului cu patria mamă. Și s-a bucurat mama atunci când a văzut pe înalt preasfințitul Andrei, slujind într-un spațiu greco-catolic, primit fiind cu brațele deschise de preasfințitul Florentin. Și și-a adus aminte de Papa Francisc și de îndemnul său de apropiere între cele două biserici. Le mulțumesc în numele mamei și al meu, atât prelaților ortodoxi, cât și celor greco-catolici, pentru acest frumos gest de normalitate. Încheiindu-se aici această emoționantă celebrare, ne vom îndrepta spre locul de îngropare, cu coroanele și cu trupul însufleții, la domnirea cu Domnul Doi Nicolae.
Oh.